TV. Cum comentați declarația domnului Goffman, precum că principalul beneficiar al furtului miliardului ar fi domnul Plahotniuc, iar principalul coordonator ar fi din anturajul acestuia? Nu să mă refer și nu să comentez declarațiile persoanelor care apar peste noapte, mai ales care, din câte cunosc eu, au un trecut sau un prezent, poate chiar și un viitor, cu foarte mari semne de întrebare și probabil au și probleme de identitate luând în considerare alte nume de familie purtate cândva și schimbate nu știu de ce, pe care voi, probabil, reprezentanții mass media ar trebui să investigați, mai ales jurnaliștii de investigație. Eu personal am făcut public raportul Kroll, încălcând unele, dacă vreți, obligațiuni profesionale. Dar din punct de vedere a moralității am simțit atunci obligația să fac public acel raport Kroll. Cine știe să citească, inclusiv printre rânduri, în raportul Kroll poate găsi deja foarte multe elemente legate de frauda bancară. Compania Kroll desfășoară o investigație amplă, nu în Republica Moldova, dar în afara Republicii Moldova, tot ceea ce înseamnă fluxul de bani de capital. Și urmează să vedem care sunt rezultatele acestei investigații, sper foarte mult curând. Deja există peste 30 ceva de cazuri penale care sunt deschise și investigații și o listă mare de persoane care urmează să fie și investigate și condamnate. De aceea, elementul timpului este foarte important și în final vom vedea cine sunt coordonatorii, cine sunt beneficiarii și vă asigur, atât pe voi, reprezentanții presei, cât și pe cetățenii Republicii Moldova, că toți cei care au avut implicare, indiferent de partid, indiferent de poziție, indiferent de rasă, sex, orice, va plăti pentru ceea ce a făcut.